Candidatul partidului Șor pentru funcția de primar al municipiului Bălți, Marina Tauber, anunță că va merge în instanță să-și caute dreptatea. Ea contează pe profesionalismul judecătorilor și speră să nu fie exclusă din cursa electorală. Între timp, Partidul Socialiștilor a condamnat decizia autorităților de a cere excluderea Marinei Tauber din cursa electorală și solicită intervenția de urgență, în acest caz a misiunilor diplomatice. Critici la decizia de aseară a Comisiei Electorale Centrale au venit și din partea altor politicieni și analiști. Marina Tauber a declarat într-o conferință de presă că decizia CEC de a o elimina din cursă urmează să ajungă pe masa magistraților de la judecătoria Bălți. Ea invită locuitorii municipiului să lupte pentru alegerea făcută în primul tur. Mă uverină că o sudii hvatit profesionalismă щоб принять правильное решение и восстановить справедливость. А для того, чтобы судьи приняли законное и справедливое решение, нам нужно бороться за это разными способами. Мы должны проявлять свою волю и не давать никому топтать ее. И если надо, давайте будем выходить на улицы и бороться за наши права, за нашу волю. La rândul lor, socialiștii îndeamnă misiunile diplomatice acreditate la Chișinău să ia atitudine față de derapajele de la principiile și normele statului de drept. Considerăm că ceea ce s-a întâmplat în raport cu candidatul scos din cursă electorală reprezintă o ilegalitate și un abuz din partea regimului care a utilizat în interes de grup instituțiile statului. La fel a procedat regimul Plahotniuc în raport cu alți concurenți electorali pe care i-a scos ilegal din cursă electorală sau chiar a anulat rezultatele alegerilor. Pe această cale atragem atenția misiunilor diplomatice acreditate la Chișinău să ia atitudine față de derapajele de la principiile și normele statului de drept. În caz contrar, în această parte a Europei se va dezvolta un regim autoritar care va călca mereu peste valorile democrației și nu va ține cont de lege, se arată în comunicatul PSRM. Primarul general al capitalei, Ion Ceban, care este și vicepreședinte al Congresului Autorităților Locale din Moldova, de asemenea a criticat decizia Comisiei Electorale Centrale. În calitate de vicepreședinte al Congresului Autorităților Locale din Moldova, declar că este un pericol pentru fiecare demnitar, primar, candidat, pentru fiecare cetățean care dorește să treacă pragul societății sau să-și expună o altă viziune. Cum sunt astăzi hărțuiți primarii și se recurge la diverse metode, nu a fost niciodată așa ceva. Stimați guvernanți, democrație și libertate nu sunt despre faptul dacă ne place sau nu un partid, o persoană sau o situație. Nu aruncați oamenii după bunul vostru plac, încălcând flagrant legile. Despre asta vă spun și organismele internaționale, a menționat Ceban într-o postare pe Facebook. La rândul său, fostul premier Ion Chicu a calificat decizia CEC drept un dezmăț girat de Maia Sandu. Știu că în PAS sunt și oameni normali, buni în sensul normal al cuvântului. Colegi, opriți-o pe Maia, se îngroapă pe ea, vă îngroapă pe voi, ne îngroapă țara. Condamnăm cu vehemență atacul dictatorii galbene asupra dreptului locuitorilor municipiului Bălți de a-și alege primarul liber și în mod democratic. Lipsa de reacție din partea Uniunii Europene doar încurajează guvernarea antidemocratică să încalce Constituția și normele democratice fundamentale, a comentat Ion Chicu. Și jurnalistul Nicolae Federiuc a constatat că aseară a pierdut nu Marina Tauber și nici partidul Șor, ci a avut de pierdut democrația. Maia Sandu instaurează dictatura. Notați-vă asta undeva și țineți minte, dacă azi nu veți protesta, mâine va fi foarte greu de îndreptat lucrurile, pentru că acești oameni nu au nimic sfânt în ei. Ei vor sacrifica fără nicio remușcare pe toți cei care se gudură azi și încurajează abuzurile lor, a comentat jurnalistul. Solicitat de primul în Moldova, serviciul de presă al președinției a anunțat că nu comentează declarațiile concurenților electorale. Comisia Electorală Centrală a decis în seara zilei de miercuri să-i ceară instanței de judecată excluderea candidatului partidului Șor, Marina Tauber, din cursa electorală pentru funcția de primar al municipiului Bălți. Decizia a fost adoptată cu 6 voturi și 2 abțineri. Urmează acum ca asupra demersului CEC să se expună instanța de judecată.